Accidentul s-a soldat cu două victime. În urma impactului deosebit de puternic, conducătorul auto a rămas încarcerat. S-a intervenit pentru scoaterea acestuia dintre fiarele autoturismului. Am fost nevoiți să îndepărtăm portiera pentru a putea scoate victima. Din păcate, pentru conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 34 de ani, nu s-a mai putut face nimic. A fost găsit în stop cardiorespirator, a fost resuscitat timp de 45 de minute, dar din păcate nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Pasagerul din dreapta, un bărbat în vârstă de 32 de ani, este conștient, a suferit un traumatism craniofacial și o plagă la membrul inferior drept.